Corina Creon, mărturisiri cu tremurătoare, am trecut pe lângă moarte. Comisarul european Corina Crecu, într-o discuție deschisă cu Dana Chiera, la Antena 3, a vorbit în premier despre cumpenele prin care a trecut pe parcursul viei. Am trecut pe lângă moarte, a început mărturisirea Corina Creu. La vârsta de 14 ani, a făcut septicemie, perinii ei fiind nevoiți să fac numeroase sacrificii. Raed Arafat, protagonistul unui episod incredibil, a sunat la 112 ia aminti ce este incendiul la un spital. Ce a urmat? Aveam 14 ani, eram în primul semestru la liceu. În pauză, pur și simplu, m-a lovit cineva cu ceva în ochi. M-am sepelat pe ochi. A venit directorul, eu plângeam. Până la urmă, acul a rămas înfipt în ochi. Am stat 8 ore cu un ac în ochi. S-au speriat. Nu mai văzusera ceva. Am văzut bine a doua zi după operaie, dar pe la prânz, făcusem deja septicemie. Era o decizie ce trebuia luat rapid de a scoate sau nu ochiul celălalt pentru a nu se transmite lipsa de vedere la ochiul celălalt. Am stat un an acasă. Vreau să mulumesc familiei și oamenilor valoroi care m-au îndrăbetat întotdeauna, a spus Corina Creu. De asemenea, în cadrul emisiunii, a povestit despre un alt moment greu, un accident de mașină. Exact după 13 ani, tot pe 1 octombrie, am avut un accident de mașină, care mi-a rupt tot pe partea dreaptă. 5 coaste rupte. Bun, doctorii mi-au spus că, dacă n-a fi ajuns în timp, una din coaste mi-ar fi spart pe lemânul. Atunci eram ziarist, a povestit Corina Creu.